Da, exact, și fără să că nu vă răspund dacă mă întrebați ceva decât de meci, atât să întrebați. S-a rupt meciul la acea eliminare? Bineînțeles. Metru 35, am sunt 10 oameni. Este greu. Joci din 3 în 3 zile să poți să faci față altui meci fără 10 oameni. Greu și fără antrenorul principal? Bineînțeles. Fără antrenorul principal pe margine, transmită mai multă putere, mai multă forță. Oricum a fost lângă echipă, dar v-am spus, echilibrul s-a rupt în clipa când am rămas în 10 oameni. De arbitraj aveți ceva? Nu, nu comentez arbitrajul, nu comentez arbitrajul. Sunt cei din studio în măsură să comenteze arbitrajul. Eu nu comentez arbitrajul. Azi un nou meci capital cu Brașov. Bineînțeles, fiecare meci a fost capital pentru noi. Să câștigăm și atunci lucrurile se limpezesc.